Bucureștiului comunist este la o pensulă distanță. A mai câștigat un dușman, blocurile gri și clădirile vechi ar putea să prindă culoare. Tinerii vor și să schimbe fața capitalei cu bani puțini. Și-au făcut clar dovada, au făcut prima pictură tridimensională pe o școală din România. București, București, fratele meu ești. București, București, tu mă înveselești. Unde te uiți? Gri, mult gri și monștri de beton. Ne-am obișnuit atât de mult cu clădirile vechi și aspectul prăfuit, încât nu ne mai dăm seama cât ne-ar ajuta puțină culoare într-o capitală greu încercată de arhitectura comunistă. Pictura tridimensională ar putea fi soluția ideală pentru o pată de culoare, doar așa clădirile comuniste și blocurile gri cu care ne-am obișnuit ar putea fi refăcute cu ajutorul tinerilor și cu bani puțini. Așa a apărut în lumea civilizată arta străzii, street art, un curent pe care au mizat câțiva elevi din capitală, care au dat o mână de ajutor la realizarea primei picturi 3D de mari dimensiuni pe un perete dintr-o școală, o bibliotecă în care parcă îți vine să intri. Promovăm activitățile street art de calitate în țară și să susținem artiștii. Lângă ei au stat tot timpul elevii, curioși să vadă ce li se pregătește, ba chiar au dat o mână de ajutor. Am lucrat împreună și la faza de design și la faza de construcție. Nu se vedea ce să fie, erau doar niște linii pe perete. Și da, sâmbătă când le-a făcut atunci și arăta ca un fel de tunel atunci, dar după aceea când l-a făcut a prins formă și am văzut copiii, a fost foarte frumos, neinspirat pe toți. Așa se face că vor din ce în ce mai multă culoare și un alt perete gol care să prindă viață. Ne simțim încurajați să extindem acest tip de proiect și în alte școli. De aceea am și invitat la evenimentul final alți directori de școli generale și profesori. Totul depinde de voință. În limita fondurilor, inițiatorii sunt gata să dea o mână de ajutor celor care vor să încurajeze arta de stradă, de la pereți la mobilierul stradal.